Așa? Dar eu cred că tocmai, pe lângă faptul că este un excepțional antrenor, școala lui Mircea Lucescu, se vede pe el, omul are valoare, întotdeauna a avut Mircea Lucescu, este și un foarte bun agent, el, cum a zis și Vivi, e manager. Și de-aia te întreb, dacă mâine ar veni Rednic, ar salva Dinamo până la finalul acestui campionat? Dacă mâine ar veni la Dinamo? Doar să fie lăsat. Nu, lăsat, că... să zicem că îi dai, băi, dă-i drumul, ai mână liberă. Cu siguranță, da. Ar salva Dinamo? Cu siguranță ar salva. De ce? E un antrenor cu experiență, e un antrenor care ar veni și cu jucători. Ar veni și cu jucători. Ar ști ce să ia la momentul ăsta la Dinamo. Cu siguranță. Păi și avem nevoie de jucători. Nu se mai vină odată cu jucători atunci când era Iuliu Mureșan. Și l-au dat afară. Era deja acolo și el a spus iarna, cum ar fi acum când se termină, zice, domnule, pleacă 10 și vin 11. Aducem 11, așa zic, pleacă 10 și vin 11. Ăștia zice, domnule, dar noi ce facem, Mureșan, noi ce facem cu aia care pleacă, că trebuie să-i plătim, să-i despăgubim, vin ăștia, altă cheltuială. Și Rednic a fost dat afară. Bun, ei câți au adus? N-au adus 11, au adus vreo 14. A, dar depinde în urma ce aduci. Plecării lui. Au adus jucători de fotbal, nu fotbaliști. Da. Depinde da, ce aduci. Eu cred că Rednic are acest talent de a aduce fotbaliști, nu jucători de fotbal. Așa, termină-ți ideea. Și lui Dinamo. Deci, Arsal, mâine să zicem că îl pui pe Rednic și dai și spui, Mircea, până în mai, când se termină campionatul, ai mână liberă, atâta te rugăm, da? Salvează Dinamo, atâta. Cu siguranță, da, am încredere. Ar salva Dinamo, Rednic? Cu siguranță. Da? Da. Care sunt argumentele? Argumentele astea, care aduce jucătorii care trebuiesc la Dinamo acum, da, cu siguranță, pentru că are puterea asta. Da. Și în primul rând este un antrenor care știe să formeze vestiarul. Știe să-l formeze. Bun, și are și o autoritate care nu e contestată niciodată. Mă uitam la jucător când dansa acum. Îl priveau cu drag, dar și cu admirație, așa, cu respect. Adică știi cum e? L-au lăsat pe el în mijloc să danseze. El a adică... venit mai târziu, ei dansau deja. Da, el s-a dus în mijloc, n-a venit nimeni în mijloc. Eu sunt foarte atent la toate date. Limbajul corpului, niciun jucător n-a venit să danseze, să dea fund în fund cu Rednic. Nu, au lăsat liderul în mijloc și ei l-au filmat și aia s-au bucurat cu el, dar respectul este. Este. Limbajul corpului. Mie asta mi-a arătat. N-a venit nu știu care să înțelegi ce spun. Se frece. Nu, l-au lăsat pe boss, pe jupână. Bă, uite, și vă spun un lucru. Bă, de ce echipele cu jupâni pe bancă, da? Pentru că vezi, asta e o problemă, indiferent, da, că Gigi, că le nimerește, că nu nimerește la FCSB. Are momente când le nimerește, altele când nu le nimerește. Bă, trebuie totuși un jupân acolo. Puneți-mă un jupân acolo și lucrează cu el. Pentru că top 3 antrenori în România, în momentul de față, da, top 3. La momentul ăsta, ce mai în vogă antrenor, da? Sunt antrenori care se jupân la ele echipe. Care este top 3? Indiscutabil, locul 1, Bergo, din momentul de față, la ce se întâmplă, da? Locul 2, indiscutabil, Măldărășanu, locul 4, play-off. Și locul... Eu îl văd pe Rednic. Pentru că Rednic a luat-o de foarte de jos, Dorinel a avut totuși o constanță, Rednic încep să se vadă... Era și Hagi, stai puțin, nu, da. Nu, vorbesc astăzi. O juntură e așa cum... Nu, eu vorbesc acum, după primele 15, dar ăsta e topul meu, iar la bătaie cu Rednic pentru locul 3, da, Dorinel, corect, m-ai înțeles așa. Dar ăsta e topul. Și ascultați numele, Bergodi, 1, Măldărășanu, 2, Rednic, Dorinel, dar toți sunt jupând la echipele lor. Asta e unește, Florine, pe toți. Ce înseamnă jupân? Adică ei nu intră nimeni peste ei. A, da, asta da. Asta, păi asta înseamnă jupân. Care au și, pe lângă asta, reputație de dur și sunt foarte riguroși și țin la disciplină. Pe ce? Măldărășanu are reputație de dur? Nu. Păi, Bergodi are reputație de... Vreau să știu ce înseamnă jupân. Pentru nu, adică omul care când jucătorul intră știe care e un antrenor. Percepția mea este alta. Asta ar trebui normal să fie la orice echipă de fotbal. La fiecare echipă, club, există câte un jupân. Uneori el este finanțatorul și vrea ca toată lumea să știe lucrul ăsta, să nu scape cuiva. Alteori, finanțatorul, deși el decide marile mișcări de acolo, face un pas în spate și lasă antrenorul să... De exemplu, Rednic. Cine deasupra Rednic? Domnul Mesar. Nu prea apare, mai apare pe aici, odată la două luni, pe la noi. Da. Deci... Nu prea e jupân. I-a dat Rednic listă cu 15, probabil. Ăștia sunt jucătorii pe care trebuie să-i aducem. I-au adus, probabil că vreo 10-12 au mers și sunt în echipă și pe lângă ea. Vreo 4-5 n-au mers, că nu poți să-i nimerești pe toți. Dar i-a spus, da, Mircea, ăștia sunt. Dacă... Păi stai un pic, înainte să ia pe ăștia și la UTA, am pușcat mulți pe acolo.
Și-a făcut o echipă pe și-a făcut o echipă pe gustul lui. Asta da. Înseamnă asta înseamnă să fii jupân. Tu să ți alegi jucători. Riscul e mare. Țineți minte ce vă spun. Țineți minte ce vă spun. Ascultați-mă ce vă spun. UTA mai vorbim, da? UTA se va bate pentru play-off până la final. E foarte strânsă distanța acolo.